Praga, noiembrie 1920. Nu sunt nesinceră, Milena. Oricum am impresia că scrisul meu de mână era la început mai deschis și mai limpede. Așa era? Sunt la fel de sincer pe cât îmi îngăduie regulamentul de temniță. Și asta e foarte mult. Iar regulamentul de temniță este tot mai liber. Dar la asta nu pot ajunge. Să ajung la asta îmi e cu neputință. Eu am o particularitate care mă deosebește de toți cei pe care îi cunosc. Mă deosebește în mod esențial, dar mă deosebește foarte puternic treptat. Dar la asta nu pot ajunge. Să ajung la asta îmi e cu neputință. Eu am o particularitate care mă deosebește de toți cei pe care îi cunosc. Doar cunoaștem amândoi exemplare cât se poate de caracteristice, de evrei occidentali. Eu sunt, după câte știu, cel mai occidental dintre ei. Asta înseamnă, exagerând exprimarea, că mie nu mi-este dăruită nici o secundă liniștită. Nu mi-este dăruit nimic. Totul trebuie câștigat din greu. Nu numai prezentul și viitorul, chiar și trecutul, adică ceea ce totuși orice ființă a primit de la sine. Și asta trebuie câștigat din greu. Probabil e munca cea mai grea. Dacă pământul se învârtește la dreapta, nu știu dacă face așa ceva, atunci eu ar trebui să mă învârtesc la stânga pentru a mai ajunge din urmă trecutul. Și acum n-am nici cea mai mică putere pentru toate aceste îndatoriri. Nu pot purta lumea pe umerii mei. Abia suport acolo propriul meu palton. Lipsa de putere nu e de altfel în mod necesar ceva de plâns. Ce puteri ar ajunge pentru asemenea sarcini? Orice încercare de a mai vrea să răzbați aici cu propriile puteri este o nebunie și ar fi răsplătită cu nebunie. Dar asta este imposibil, s-o scot la capăt cu asta, cum scrii tu. Cu propriile mele forțe și din proprie inițiativă nu pot să merg pe drumul pe care vreau să merg. Nu pot nici măcar să vreau să merg, dar pot să rămân nemișcat. Nu pot vrea nimic altceva și nici nu vreau altceva. E ca atunci când cineva, înainte de fiecare plimbare în parte, nu numai că ar trebui să se spele, să se pieptene și așa mai departe, și asta e destul de obositor, ci de asemenea, cum înaintea fiecărei plimbări îi lipsește totdeauna tot ceea ce este necesar, să-și coasă și hainele, să-și confecționeze cizmele, să-și fabrice pălăria, să-și cioplească bastonul și așa mai departe. Firește că nu și le poate face cum trebuie. Poate îl țin cât străbate câteva străzi, dar pe promenadă, de pildă, îi se destramă dintr-o dată totul de pe el și rămâne gol, doar cu niște zdrențe și petice. Și ce chin atunci să alerge înapoi pe Alstader Ring, iar la urmă se mai întâlnește pe strada fierarilor cu o mulțime de oameni care au ieșit să-i hăituiască pe evrei. Nu mă înțelege greșit, Milena, eu nu spun că omul acesta ar fi pierdut, chiar deloc, dar e pierdut. Dacă iese pe promenadă, se face de rușine pe el însuși și lumea întreagă. Ultima ta scrisoare am primit-o luni și ți-am răspuns de îndată tot luni. Se pare că soțul tău ar fi spus că vrea să se mute la Paris. E vorba de ceva nou în cadrul vechiului plan? Semnează Franz.